Și din motive pentru că el de multe ori era absent, literalmente, din facultate. De fapt, după ce am plecat, am auzit că chiar au avut discuții foarte mari cu cel care a venit după, că Seama Midul, care a ieșit la pensie, aproape imediat după ce am plecat, după ce am absolvit eu. Și majoritatea timpului au fost supervizat de Penny French, care la vremea respectivă era un simplu postdoc. Acum el e full profesor. Și acum el este editorul la acelea jurnale Sense and Nature Papers. Foarte pe scurt, deci eu când am ajuns acolo, am fost efectiv pafarist. Deci eu nu știam ce a doctorat, cu ce se mănâncă, ce mi se cere. Aveam așa o imagine foarte vagă, care era complet eronată. Deci efectiv m-am dus acolo și am luat-o pe altă cale. Ne prea știind exact ce anume am de făcut. Am avut niște examene oarecum la început de dat, nu foarte multe. Dar după aceea nu eram eu foarte edificat, deși nu eram nici foarte sigur, sau ca să mă exprim mai bine, nu eram nici foarte conștient că nu eram clar intern de ceea ce anume trebuia să se facă și am mers așa cu un sistem autonom, fără buclă. Și am mers până când, la un moment dat, s-a rupt filmul. Deci, pe de o parte, a fost și datorită faptului că eu, pe de o parte, aveam alt pattern, alte așteptări, eram obișnuit în alt sistem. De asta și prima parte aici, deci preconcepțiile mele și neînțelegerile inerente, care nici nu le explicam, deci așa mergeam, așa era pilotul meu automat, ca să mă exprim. Dar și datorită unor diferențe mari de mentalitate între modul nou meu de abordare. Deci, iarăși, nu vreau să generalizez foarte tare, pentru că unele probleme care au fost specifice mediului meu, care am fost eu și colegul meu, am lucrat la domnul profesor Silar și o să-i detaliez un pic mai încolo. Da? Aici sunt blazoanele, după cum vedeți, Olanda. Zuid-Holland este regiunea în care se găsește Delftul, asta e Haga și asta e Delftul. Deci, prima diferență majoră a fost, deci, că noi aveam un sistem diferit, aici față de cum mi s-a cerut mie atunci la doctorat. Deci atunci era, dacă vrei, oarecum, ca la sistemul de angajare. Deci lucrezi permanent, da? Foc continuu și tot timpul trebuie oarecum să mai dai un rezultat, să mai explici și să zici ce ai făcut, ce s-a obținut. Pe când la facultate și cum lucrasem până atunci, era altfel. Deci, iarăși, din punct de vedere tehnic, am făcut cei care iarăși lucrează în tehnologie sau în academie, o să înțeleagă mai bine de diferența între sistem concentrat cu constante concentrate, eu fac un circuit clar, sistem cu constante distribuite. Deci e ceva complet diferit. Deci eram obișnuit, dom'le, aveai perioada de, învățai, te dai examenul, gata, ai de fapt o chestie, trece la următoarea. Alta era modul în care noi am lucrat la domnul profesor Sila, care a fost iarăși un gentleman și academic și profesional de nivel foarte mare, deci el era fellow IEEE, iarăși cei care lucrează în electronică, probabil că știu, deci este gradul cel mai mare pe care îl poate atinge cineva. Și era un grup foarte strâns, deci el mai avea un student care era cu 2 ani mai mare decât noi și asta era grupul nostru și noi practic, ce făceam? Hai să zicem, ne-am ocupat la un moment dat niște ecuații diferențiale pentru caracterizarea, să zicem, comportării unui semiconductor. Tu faci asta, tu faci asta, tu faci asta. Ne duceam acasă, fiecare, inclusiv profesor, ronțăia acolo pe feliuța lui de ecuație, ne întâlneam de 2 ori pe săptămână, de obicei, miercuri și vineri, dacă țin bine minte. La dânsul acolo avea un pod, un birou ad hoc. Mi-aduc aminte și acum, fiindcă dânsul era totuși dintr-un fel de aristocrație mai veche, deci tatăl dânsului fusese ambasador la Londra. Deci nu era chiar un fiu de cine. Și țin minte și acum, pe vremea când noi stăteam la coadă ca să luăm pui, el venea cu ciocolată chinezească și scotea chientul de geantă și începea să fumeze. Și ne dădea și nouă ciocolată chinezească. Și noi eram, mamă, ce bine că le dă, mai hai și noi niște ciocolată. Dar ce vreau să spun era această permanentă interacțiune. Deci tot timpul și fiecare lucra de ceva. Deci inclusiv eu. Deci, noi, deci era, dacă vreți, într-un fel foarte democratic. Nu era o foarte mare diferență din punctul de vedere al workload-ului, al îndatoririlor, ca să zic așa, din punct de vedere profesional. Își făcea și dânsul și ne zicea, domnule, uite, am încercat chestia asta, ia vezi, nu poți să o bagi tu acolo, ia mai refăr tu la ecuația aia și bagă chestia asta și vezi ce-ți iese.
Și le duceam și mai vedeam și așa, iterație. Deci, din punctul ăsta de vedere, iarăși matematică, ca să fac o paralelă mai științifică, eram în regim de integrare. Deci, întotdeauna integram, colaboram și integram. Și eram iarăși o paralelă tehnică, un sistem cu buclă, mereu aveam feedback-ul de la dânsul. Deci aveam mereu reacția, e bine, nu e bine, e aici mai mult, aici mai puțin, deci mereu aveam un control ca să ne îndreptăm către ceea ce vreau să facem. Dar lucram pe un subiect foarte bine definit. Deci aici, a zice, e operațiune inversă, matematic, diferențiere. Acolo era invers. Deci, complet, sau mă rog, hai să nu zicem invers, era complementar. Deci, pe de o parte, nu mai era colaborare, era competiție. Deci fiecare trebuia să-și vadă de fieliuța lui, că dacă se uită la prăstomor, păi ce faci, bă, e fieliuța? Deci nu mai era aceeași interacțiune și același schimb de liber și de informații și de reviste și de cărți și de toate alea, dimpotrivă. Și, iarăși, s-ar putea să fi fost și, v-am zis, datorită dificultăților care le-am avut cu supervizorul meu, să fi fost și asta mai specifică, managementul era intermitent. Deci noi doar dacă aveam un meeting pe lună, în care trebuia să arăt ce am făcut, de obicei era cu Penny, câteodată era și cu el. Deci, în rest, eram, de asta zis, deci eram un sistem lăsat fără buclă. Deci, alergam de unul singur și nu știam, direcție bună, nu e bună, eu trebuia să mă duc să alergă. Trebuia să arăt ce am făcut, da? Deci, când venea o dată pe lună, la sfârșitul lunii, ultima vineri, trebuia să arăt raportul. Și iarăși, deci asta mi-am dat seama iarăși abia mai târziu, din păcate, că v-am zis că deci, se agravase situația, că spre deosebire de aici unde ne zicea domnul profesor Sira, domnule, hai să lucrăm pe ecuația asta, sau hai facem dispozitivul respectiv. Tu lucrezi la tehnologie, tu faci simularea de ecuații pentru curent și așa, deci aveam deja ținta bine definită, aici nu. Și am înțeles mult mai târziu, eu trebuia să găsesc și eu doar îmi dădea să zicem, asta e arătura. Dar tu trebuia să zici, eu lucrez pe rândul ăsta, deci eu mi-aleg singur și ținta și trebuie să clarific ce anume trebuie să lucrez, deci care sunt treptele ca să ajung la această țintă, cum anume să lucrez și cum anume să mă pot, evalua. Deci poate cum efectiv tehnic, cum să fac măsurătorile, să pot să văd că ce am calculat și ce am făcut designul și simulările sunt bune. Deci să fac și fabricația și măsurătorile. Deci era un cer complet care trebuia să-l descriu singur. Deci aici, sper că observați, grafic am pus imagini din DAV și aici, ca să vedeți diferența, am găsit pictura asta, cum vedeți, al acestui pictor, o aveți din secolul 17, ca să vedeți că totuși atunci nu era mare diferență, tot cam așa arăta orășelul în față de partea veche, cum am zis, mai sunt alte părți în care evident s-a clădit nouă. O altă diferență era și interacția sau relația care exista între profesor și student. Deci, v-am zis, noi, într-un fel, avem o relație apropiată din punct de vedere al interacției. Dar era totuși oarecare distanță, adică era clar, eu sunt studentul, dânsul era domnul profesor, adică nu puteam să-i zic, băi, Andrei, hai și noi la o bere, adică, ce-o dragă, ce e? Deci, nici nu ne trecea pe cap să ne permitem așa ceva. Pe când în Delft, deci, acolo, îi ziceau pe nume. Deci, toți studenții îl chemau cu profesor, Reinhold, tu ce faci? Ești ocupat cu cursurile? Hai, mă, vină și la mine să vezi ce ai făcut. Deci era dintr-o dată cu totul alt ton. Dar ce mi s-a părut mie, că deși era o socializare de grup foarte deasă, deci ca să aveți o idee, care pe mine cel puțin mă spăsesc de serite. Deci eu eram obișnuit de la domnul profesor Silar, domnule, dar puși pe ecuație, mă apuc, scriu, dacă la 9 încep, până la 12 termin. Da? Iau o pauză de masă, mă duc, iar ei aveau, la 10 aveau pauză de cafea. Deci eu de-abia veneam la 8 jumate, hai să mă apuc și eu, ei se sculau de la masă și luau o cană și aveau o cană de tamaie așa, hai la cafea. Mă, stai mă frate, dar am început, am zis, mă duc la cafea, lăsați-mă frate, face cu cafea voastră, de-abia m-am încălzit. Se veneau la cafea, se mai încălpăcea ceva, hai la pauza de masă, lasă-mă cu pauza de masă, eu la 2, eu de obicei mă mâncam mai târziu. Mă duceam în cap, veneam, mă apucam eu, la 3, pauză de cafea, hai să ne socializăm. Iar mă, de-abia venit la prânz, mă să mă cu pauza de cafea. Și unii mai aveau chiar până la 5 jumate înainte să plece, hai că tot trebuie să plecăm, hai mai luăm o cafea. Deci, efectiv, cantități industriale de cafea se consumau acolo.
Deci de asta iarăși am făcut o comparație aici, deci acolo mi s-a părut că era, dacă vreți, un fel de relație care mie mi s-a părut mai naturală, pe când acolo, deși era aparent mai neformală, mi s-a părut de multe ori, cel puțin eu, mai forțată și de multe ori superficială. Și o să cred că o să am o ocazie mai târziu să mă refer din nou. E adevărat și din multe puncte de vedere se poate spune că aveam o eficiență relativ scăzută. Deci nu se poate spune că într-adevăr producea, pentru că modul nostru de lucru și targetul, deci chiar ținta noastră era diferită față de modul în care puneai problema acolo. Dintr-o dată